prima bază la Dacia, și și pe aia tot eu am luat ce are de la centrul de calcul și prima rată tot eu am dat, nu știu dacă a cumpărat după numele, cred că a luat după numele, dar tot eu am luat 3. Da, mă, dar pe ce ai dracu știe pentru ce? Da. Rămâneai cu un lucru, da, acum... Da, eu niciodată nu pot să spun că n-am rămas cu lucruri. Adică eu totdeauna am cumpărat lucruri. Nu, dar acum ca să faci, n-ai, cu ce, n-ai, nu. Păi atunci făceai ce are, două ce are, o ce doi mașină. Mai cu așa. Sau cel puțin să ții casă sau maa. Așa zici? Da, hai mă, da. Tu care n-ai fost de 10 ani în Putea, nu știu, te duci, mă, să vezi. Tot o să vrezi, că da. Da, nu te mai da. Și cu ce? Și pe urmă, mă, și pe urmă a venit și iar m-am supărat. Că dacă n-ai vrut să vin de deci, deci tot eu sunt de da, da, da. Înțelegi? A, păi asta o interesează. Exact. Frică când o veni aia mea. Eu n-am niciodată acolo, acolo totul nivel la bine. Da. Pentru că am fost de bine, n-am făcut. Nu, no, și costă foarte mult. M-a costat enorm. Dar am vrut să nu fie ca la pătălască, să nu fie... Da, da, da. Problema e că nu stă nimeni, nu vrea nimeni. Cu ce să renovezi, n-ai, bă! Tinerii din ziua, cred că tinerii din ziua de azi nu au nici mentalitatea noastră, nici... Deci, tu acum pleci cu mine să-ți dau cu tine. Nu, nu, nu. Vrei să nu pleci fără cu tine. Nu, doamnă, nu, nu. Ai de capătul, că tu plătești drumul. Nu. M-am scăpat. Nu, nu, când... Dumnezeu. Când vine înapoi, bă, sunt. Mă duc la...